Haide, ghețarul, vină încoace, te-am adus la castelul regelui. Poate ți-amintești ceva, vină încoace repede. Ok, hai. Chiar sper să găsim ceva până la urmă. Nu știu, poate... Stai așa puțin. Poate să-ți reamintești tu ceva. Adică, ideea e că tu aici încă ești un ghețar. Adică, poate tu de fapt erai un om real, doar că pur și simplu ai fost înghețat sau ceva. Nu știu ce să zic. Da, poate am fost transformat, cine știe. Poate aflăm ceva acolo. Da, exact. Hai să mergem să vedem. Hai să mergem, hai. Hai. Uite, vezi deja? Aproape am ajuns. Uite, se vede acolo. Uite, ăla-i castelul, îl vezi? Ia uite, turnuri deci, de-astea de gheață. Deci ideea e că el era topit, adică de fapt s-a topit acolo sus. Vezi că chestiile alea avea ceva și acolo era regele, era într-o sferă sau ceva. Ok, da, momentan nu pot să zic că mi-aduc aminte mare lucru, dar... Putem deci să intrăm și înăuntru. Nu-ți aduci aminte deloc? Sincer, nu. Hai să intrăm înăuntru. Poate totuși mi-aduc aminte. Ok, hai să intrăm, hai să intrăm. Deci ideea e că totuși trebuie să ai foarte, foarte mare grijă. Momentan, ideea e că e zi. Deci aici se întâmplau chestii nașpa doar când era noapte și este zi. Deci e totul foarte, foarte bine momentan. Ia, pe aici intrarea, nu? Ultima dată, nu știu dacă ai văzut la mine pe plot, dar eu am niște căței foarte, foarte mari pe care de aici i-am adus. Da, i-am văzut. Ok. Stai așa puțin că sunt doi oameni în spate. Dai, văd! Sunt doi oameni în spate. Ai grijă. Trebuie să avem grijă. Mama are ochii roșii. Nu-mi place. Am avut experiență nașpa cu oameni cu ochii roșii. Nu e bine. Ce se întâmplă cu zona asta? Numai chestii ciudate se întâmplă sau? Da, nu știu, aici așa se întâmplă de fiecare dată când venim aici, dar nu știu cine sunt ei, adică de unde au venit fix din spatele nostru. Uite că o să intre. Oh my god, tu n-ai armă. Hai de capul meu. Hai să sărim pe aici, hai să sărim pe aici. Lasă-i să intre, să poate nu ne-au văzut. Ei, să ne uităm așa la ei pe aici dinăuntru. Cine sunt ăia? Nu cred că au intrat înăuntru. Da, văd că nu mai intră. Poate nu ne-au văzut sau intrat înăuntru. Nu cred că ne-au văzut. Hai să vedem, vină după mine. Uite. Au intrat. Sunt înăuntru? Da. Oh my god, ne-au văzut. Ok, cred că e timpul ce să mergem lângă ei. Hai după ei. Trebuie să vedem că până la urmă cred că sunt niște oameni, adică nu cred că ne fac rău, zic eu, nu? Așa ar trebui. Alo, să cine vedem. Sunteți? Cine sunteți voi? Ce se întâmplă, mă? Au venit prin spate. Hai pe aici, hai pe aici. Uite. Mă, cine sunteți? Cine sunteți voi? Pe el? Cine sunteți? Ok, ești arestat. El e de vină. El m-a adus aici. El a zis să venim aici. Stai. Ghețare, ce se întâmplă? Nu știu. Noi suntem niște oameni care am fugit dintr-un oraș care a înghețat. Nu pot să cred. Da. S-a distrus orașul, a înghețat tot. Și cum ați ajuns aici? Am deci explorat, a zis, după el. Fugit. Să căutăm un loc unde să ne adăpostim, dar pe aici e gheață. Măi, străinilor, voi nu vă dați seama, deci orașul vostru ați spus că a fost înghețat cu zăpadă, nu cu gheață, cu toate alea. Da. Voi sunteți fix în centrul celui care a provocat toată chestia asta. Ok, eu plec. Ce? Să știi că am plecat, pa! Ok. Pa, la revedere! Da, am plecat. Nu o să funcționeze așa, pentru că ideea e că acel om a fost doborât de către mine și cine? De oamenii din orașul meu. Cum a ajuns aici? Aici era un rege, îl chema regele înghețat și el a încercat să cucerească toate orașele din jur înghețându-le. Și acum nu mai e, nu? Nu, acum în orașul nostru este capul lui, deci el nu mai există, nu mai este printre noi. Doar capul lui mai este atât. Și îl ținem la rece, e bine, e totul safe. Dar totuși, nu știu ce să zic. Adică ideea e că totuși îmi pare rău că vă cred pe cuvânt povestea asta chiar reală. Pentru că și noi, în orașul nostru, s-a întâmplat exact același lucru. Doar că noi am reușit să-l oprim. Dar, ghețare, tu ce zici? Am o întrebare. Destul de ciudat cum au venit ei așa, dar da, nu poate știu ce până să la zic, urmă adică sunt ok. Sper că nu tu mi-ai mai tras pe zboară sau ceva. El e un ghețar, nu mi-a distrus. Asta e chestia, deci el, dacă vă spun ce s-a întâmplat cu el, nu o să mă credeți și cel mai probabil o să încercați să scăpați de el. Dar un ghețar s-a topit și a ieșit din ghețarul ăla și el a ghețarul regelui. Îmi este un pic frică de el, dar... Na, pare de treabă. Da, puteți ideea că puteți să veniți după mine, puteți să veniți ghețarul. Deci, okay. Eu te-am adus aici, nu ți-a aduce aminte de absolut nimic, nu? Nu, sincer, nu mai mi-aduc aminte. Nu știu ce să zic. Florine, dacă pățin ceva, dacă chiar ceva, nu mai mi-aduc aminte. Acum, eu nu știu dacă îți băieți bun sau băieți trăini. E vina ta dacă ne fac ceva. Eu o să-mi scot arma să nu vă sperii, dar nu o să vă fac nimic. Nu am de gând să vă fac nimic, pentru că noi avem un oraș foarte mare cu foarte mulți locuitori. Ținem foarte mult unul la altul. E cel mai bun oraș și mai pașnici locuitori. Nimeni n-are arme, nimeni n-are nimic. S-a dezghețat, nu? Nu a apucat să fie înghețat pentru că l-am dobărât pe rege. Mamă.
Mamă, bă, voi sunteți puternici. Dar da, era cât pe ce să fie înghețat. Asta e problema. Adică erau deja ghețari. Cum vezi ghețari ăștia aici, care ăștia nu se topesc, dar erau. What? Oh my god, ce am făcut? Am căzut. Ai căzut? Unde-i căzut? Aoleu. Da, e bine. Aici, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat în gaura asta, unul dintre prietenii mei s-a transformat și a trebuit să-i dăm un antidot și dacă vezi dispenserul ăla, acolo era antidotul și am dat direct în el. Da, povești foarte, foarte lungi. Da, nu știu, o să discutăm despre toate chestiile legate, dar hai să mergem în oraș momentan să vă prezint și voi acolo. Și poate dacă vă place. Avem și dacă primarul vă primește. Da, foarte, foarte mult. Extrem de mult, să știți. Aolo, bă, tu știi cât am mers. Vă cred, dar cred că s-ar putea să-și trage un pui de somn. Da, da, pot să vă dau de mâncare. Luați de aici niște cărniță. Luați cărniță de aici, luați. Așa. Deci o să fie foarte un drum foarte, foarte lung, să știți. Haideți, discutăm aici, suntem în orașul nostru, am New ajuns? Life, așa se cheamă, da, ce? Da, da. New Life? Oul, stai că am căzut în apă, da, orașul nostru se cheamă New Life. Uite în copac aici, nu? Da, în copac, uite. Cum în copac, da, deci, uite, mă, omule? Sorin te cheamă pe tine, din câte am înțeles, era prietenul tău. Da, mă cheamă Sorin. Deci, vezi zăpada asta, nu? Aici era un ghețar. Mamă. A, era ghețarul ăsta. Nu aici era locul în care a ieșit ghețarul, era un alt loc, dar ăsta era locul principal din care au fost ghețarii, primii ghețari și au ieșit monștri din ghețarii ăștia, gen, erau niște golemi giganți. Doamne, câte chestii s-au întâmplat în orașul ăsta. Ați văzut cu cine am bătut? Îți prietenii tăi? Nu, bineînțeles că cu toți oamenii din oraș. Nu știu cine era. A fost o armată puternică. Suntem foarte mulți, uite că e cineva acolo. Cine aleargă acolo? A, cred că e Irinuș. Hai să o cunoașteți pe Irinuș. Haideți încoa. Irinuș, alo. Salut. De ce intrați la necunoscut aici în curte? What? Oana, ce faci, Oana? Am crezut că ai dispărut. Cine? Nu. Sorine, mi-e cam frică. Te știi, Sorine? Salut. Sorine. Veniți și voi repede, Irinuș cu Oana. Veniți repede. Salut, pe tine te cheamă Ghețaru sau cum te cheamă? Salut, da, Ghețaru mă cheamă pe mine. Foarte mare. Habar n-am de unde te cunosc, par cunoscut rău de tot. Da. Și până la urmă, cu ce gânduri ați venit fix aici? Să ne adăpostim și e vina doar lui Sămul că m-a luat și m-a schimbat pe aici o grămadă. Nu vă certați. Dacă nu eram eu... Nu vă certați. Ok, dar nu vă certați, calmați-vă, o să... Acum o să fiți bine, ok? Da, așa sper. Sunt sigur, adică acum sunteți într-un loc sigur. Bine, mă, dacă tu zici. N-ar trebui să mai aveți probleme acum. Dar ne poți arăta și nouă ceva pe aici, dacă se poate? Da. Da, sigur, haideți să vă arăt, dar nu știu dacă ar trebui să-i ajutăm și pe restul. Ce e aici? Aici este casa cuiva. Cine e omul ăla, bă, Sorine? Nu vă speriați, toată lumea... Deja nu e bine. E ok, nu? Da, toată lumea e ok, nu trebuie să vă speriați. Uitați, aici este casa mea, deci aici locuiesc eu. Mamă, ai motocicletă? Am și motocicletă, am o grămadă de chestii. Te cheamă Ghețaru? Da, așa mă cheamă pe mine, eu sunt Ghețaru. O, te cheamă frică de tine, că... Da, un ghețar ne-a dărâmat orașul și l-a înghețat. Eu nu știu despre ce e vorba. Eu m-am trezit aici fără să-mi aduc aminte nimic din ce s-a întâmplat. Deci nu eu v-am distrus nimic. Nu eu. Da. What? Uite, scrie New Life acolo, primăria. What? Dădeți-vă din drum să nu vă... What? Ce? Salut. Să nu vă calci mașina. Polițistul. Ești polițist? Să trăiți, domn polițai. Am venit din... Mamă. Din îndepărtări. Deci numele meu este Suspectul și el e prietenul meu Sorin și noi am venit dintr-un tărâm. Mamă, dacă de departe au venit. Mult a mers. N-ai idee. Că da, de cunoștință, eu sunt Cristina, șeful poliției. Cristinel. Da. Sorine, mai știi când am spart banca aia? Ce mă? Taci, bă, din gură, taci. N-am spart banca. Să nu vă gândiți să faceți așa ceva aici. Da, am spart o bancă la școală. Ai plătit-o și pe aia? Am plătit-o, clar, noi suntem băieți de treabă. Am plătit-o. E bine, să ce? Cristinel, duci în mașina de poliție roz. Ce-i făcut? Dar chiar, de ce e roz mașina? What? Mă, nu ai voie. Afară pe ăsta. Ok, o să am două vorbe cu Cristinel după toată treaba asta, să știți. De ce îi amenințai cu arma? V-a amenințat cu arma? Am zis că am spart o bancă, pe noi ne-a amenințat. La banca de la școală. Mă, ce? Da, i-am zis lui că mai știi dacă când a spart banca aia. Taci. N-ați auzit nimic. Ok. What?
Ok, asta a fost ciudat, da, asta a fost ciudat. Nu știu ce să zic, adică oricum ideea e că dacă aveți vreo tentativă să faceți ceva în banca noastră, aia, sunt foarte multe camere, avem foarte mulți polițiști și Doamne, da, adică nu o să faceți nimic, credeți-mă pe cuvânt, deci... Aici o să vă las cu domnul primar să vorbiți mai detaliat cu tot ce vrea să facă el cu voi. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Domnul primar, dar n-ar fi mai respectuos să vă puneți și dumneavoastră costumul ăla totuși că na, adică are sens. Irinușoana, veniți puțin. Haideți în casă la omul orice. Da, deci el este ofițerul poliției. Și tu nu mai stai cu arma, e că mă cam sperii. Nu te speria, nu te... Cum ai zis că te cheamă suspectul? Gata, hai. Suspectul. Ok. Da, hai să nu stăm pe mijlocul drumului, nu? Adică... Perfect, mi-am văzut și costumul. Bună ziua, domnul primar. Șobolane de cheia. Ce s-a întâmplat, mă? Mi-a furat cheia de la mașina mea. Cum ți-a furat cheia? Era a mea. Nu înțeleg, pum. Cheia pe mașină. Apoi că nu pornește mașina. Hai, nu mergem. Bine. Hai să mergem. Mamă, unde mergem? Nu știu, dar mergem. Nike, nu. Mamă, am plecat în aventură. Deci, bă, mi-e puțin frică, sincer, să conduci tu, bă. Vezi să nu cazi acolo, din spate. Mamă. Încerc, mă țin bine. Mamă, acum conduci. Tu cum ai luat permisul, sincer? Sau măcar ai luat? Păi, dar n-ajung la pedale și nu prea văd că sunt pitic. Au, ok. Văd că nu prea vezi nimic. Mamă! Nu, adică mai încet! Mă, ce se întâmplă? Nu moare! Da, da! Pe mine mă cheamă Genki, șeful poliției New Life. Eu sunt... Mă dau jos că nu mai pot. Băiat, ce mă? Mamă, cum a fost! La școală! La școală! Și banca spar, mă, ăștia! E o glumă foarte... Vreți așa este de... Este ofițer, nu este șef. Domnul Crisnel, o să vă spun două cuvinte celor doi noi, dar chiar numele tău care e băiatul cu ochii negri? Că pe tine nu te-am întrebat. Pe mine mă cheamă suspectul. Suspectul. Îl cheamă suspectul. Ok, puțin că am suspectul ăsta. Da. Oh my god, de ce se întâmplă așa multe lucruri? Crisnel, veniți după mine acum. Primarule, ai grijă de ei, te rog. Dă-te jos din mașină. Mamă, unde se duc? Mamă, hai să vedem ce ploturi iau cei doi membri din New Life. Haideți să vedem, chiar sunt foarte, foarte curios. Ce ne mai poți spune despre oraș și chestii, lucruri? Păi, recent s-a adăugat un dealership prin oraș, un service. Vreau să văd mașini. Aveți Porsche Cayenne? Oh, nu avem de alea. N-avem. Și atunci? Auzi Porsche Cayenne, auzi la el. Are și astea, dar încă nu le-am pus. Te pun pe viitor, logic. Bun, și... astea sunt ploturile care le văd în față aici? Da. Acestea vor fi ploturile noastre? Sau cum? Asta, vă alegeți unul dintre ele. Da. Eu o să-l aleg fix pe acesta. Știi că în orașul nostru tot la fel stăteam, unul lângă altul. Deci aveam casele unul lângă tot altul. Tot așa deci aveați? Și aici stăm tot la fel. Da. Da. Ce nu mai vreau să stau lângă el, gata. Mă enervez, gata, pleacă. Unde să stau atunci? Bine. Da, voi, cum mai încercați mult. Deci aveți un cort să dăm și eu pe jos? Da, dăm în fața lui aici. Mă culc aici. Se poate să mă culc aici sau la el. Da, ghețare? Da. Îți place zona mea unde voi face casa? Da, e destul de frumos, adică ia uite ce e aici uite în spate. Uite o floricică. Mersi. Eu să-ți dau ție un cup de gheață așa de bun venit. Nu am bani la mine, din păcate. Din păcate nu am bani la mine să-ți dau, dar na, momentan ți-am dat așa ceva, știi, un mic cadou. Bă, da, mersi. Să nu se topească totuși, da, nu cred. What? Ok, și regulile principale, domnul suspectul și domnul Sorin, vă rog să nu mergeți pe stradă, treceți doar pe la trecerea de pietoni, poți să vă dau amendă. Bun, deci trec pe aici așa, nu? Cât e amenda? Ok, amenda 5 năsoși, domnul suspectul, amenda 5 năsoși. Bine, facem altceva. Așa, sus la verificat, ok. Nu. Momentan nu vă dau nicio amendă, dar nu mai treceți pe stradă. Bucată de carne, auzi. Hai să fim aici. Unde e domnul primar? Ah, vorbiște acolo cu Irinu și cu Oana, ok? Și noi, Crisnel, vino și tu. Domnul Ștefan, e o urgență. Domnul Crisnel, unde ești, domnul Ștefan? I-am micșorat rangul, acum este polițistă rutieră. Ce mă costumați aia? E polițistă rutieră, acum uitați-vă la aia. Cum arată, iată. Mamă, cum arată. Nu mai are arme, nu mai are acces la mașină, acum doar stă pe mijlocul străzii și vă învață cum să mergeți cu mașina. Vreau radar, vreau aparat radar. O să vă dau. Mulțumesc că mi-a spus că am uitat să pun și acel aparat, dar domnul Ștefan, cum ați făcut în legătură cu ploturile celor doi? Unde le-ați dat ploturile sau încă aici? Nu s-au decis? Au decis ploturile?
Ok, ok, interesant, interesant. Deci ăsta e plotul lui suspectul, perfect. Și, mamă, Sorin e fix în spatele meu. Ok, ok, da. Ok, domnul Sorin, să știți că, da, casa aia din față este casa mea și după cum vezi câinii aia, te pot... Ce zis? Sunt de gheață, mi se pare mie. Da, sunt de gheață, e o poveste lungă, aoleu, dar crede-mă că sunt îmblânziți, sunt ai mei. Sunt îmblânziți, sunt îmblânziți. Peste tot unde mă duc numai căței lucruri de gheață, ce se întâmplă? Da, crede-mă, e o poveste lungă, dar crede-mă că căței aia mă supraveghează, au grijă de locuința mea și după cum vedeți sunt foarte multe camere, deci domnul Sorin, dacă vreți să faceți ilegalități pe plotul dumneavoastră, o să se vadă. Nu, nu, nu. Doamne, da, exact, cum credeam și eu. Domnul primar, v-ați descurcat excepțional. Nu mai face glumea să o te arestez. Gata. Așa. Deci, costumația jos, că aici e calm, nu-i fric ca în zona aia. Da, poți să-ți dai costumația jos, gata, poți să dai costumația jos. Mamă, dar avea un costum peste costum. Mamă, nu ți era cald? Mamă, domnule. Nu. Cravatul, ia uite. Ce elegant sunteți. Domnul primar, vă rog, veniți după mine. Veniți repede, domnul primar. Mai rinici, vin simcoa, repede. Ce s-a mai întâmplat? Deci, nu s-a întâmplat nimic, asta este un lucru foarte, foarte bun. Lucru bun, în sfârșit. O să avem mol. Pa! Mol? Ce? Mol? Mă, ce? Te deschidem la tăzea. Ce mare scânii ăștia.